Salut! Numele meu este Dragoș. În acest videoclip o să vă fac un review pentru replica Airsoft Mossberg 500 de tip Shotgun, produsă de către AGM, care are codul 3814 pe site-ul octagon.com. Pachetul include următoarele. Manualul utilizatorului, în care vom găsi informații despre siguranță și despre reglare, instalare, folosire, certificatul de garanție și instrucțiunile de utilizare, pe care vi le recomand să le citiți pentru o bună funcționare și fără a avea probleme cu replica. Important de citit. De asemenea, în pachet mai găsim replica, care este compusă din două corpuri, un încărcător de 14 bile, un alimentator de bile, 100 de bile pe care eu deja le-am băgat în el înăuntru, 4 șurubele, o șurubeliță. Și sub acest corp mai găsim și o tijă cu care putem curăța țeava sau putem desfunda dacă rămâne o bilă pe țeavă. Bun. Haideți să asamblăm și replica. Cred că se asamblează foarte ușor. Sunt deprins numai 4 șuruburi. Trebuie să aveți puțină grijă când le strângeți, să nu cumva să se rupă. Bun, acum că replica este asamblată, alimentarea cu bile se face unind aceste două orificii, se deblochează alimentatorul și se pompează bilele în încărcător. Încărcătorul se fixează în acest blocaj printr-o simplă apăsare. Iar pentru a-l scoate, se apasă butonul, el iese puțin și îl scoate. Bun. Să vă zic și câteva detalii tehnice despre această replică Airsoft. Are o greutate de aproximativ 1800 de grame, dezvoltă o energie de 0,9 J, iar cu o bilă de 0,20, producătorul zice că atinge viteza de 95 de metri pe secundă la ieșirea din țeavă. Are o unitate de hop-hop reglabilă. Calibrul țevii este de 6 mm. Construcția este din metal și ABS. Iar lungimea totală este de 92 de cm. Pe replică găsim și o piedică a trăgaciului, care atunci când este în față, ea blochează. Și de asemenea găsim, cum am zis, mecanismul de reglare al hop-up-ului, care prin acționarea în față ridică în sus, iar în spate revine la normal. Acesta se reglează în funcție de preferințele fiecărui utilizator al replicii. Pentru încărcare se acționează manual. Se acționează foarte ușor. Verificăm dacă este siguranța pusă. Nu este. Și se trage. Patul are o protecție din cauciuc, iar în mână devine foarte stabilă și precisă. Să vă arăt mai îndeaproape și câteva detalii din partea de design a replicii. Pe acest pat are un capăt de cauciuc pentru o bună stabilitate pe umăr. Pe mână are niște striații. Materialele sunt finisate, arată foarte bine. De asemenea, în funcție de lotul care este disponibil, replica vine cu un încărcător sau, dacă sunteți norocoși, cu 3. Așadar, acestea fiind spuse, consider că această replică este cea mai bună alegere pentru
raport calitate-preț, fiind la un preț foarte accesibil. O să facem și un mic test la țintă. Toate bilele au lovit aproape unde trebuia. Vă salut!